Briza mării e idilică, oamenii o râvnesc. Să treci lângă malul mării este considerat un privilegiu, un fel de viață pitorească la care cei care stau în orașe pot doar visa. Astea au fost genul de lucruri pe care mi le-au zis prietenii mei de pe internet. Dar ceea ce nu ți se spune despre crescutul la malul mării sau chiar ce alții nici măcar nu consideră este singurătatea. Grupul de prieteni și posibilele romanțe sunt cu mult mai limitate, în special în orașele mici de la mare. Asta m-a făcut să umblu prin cele mai întunecate colțuri ale internetului, încercând să-mi satisfac pofta pentru vreun fel de conexiune cu vreun alt om. Sunt un fan al horrorului. Mi-am petrecut multe ore pe milioanele de locuri întunecate și interesante de pe net. Nu voi da numele locului de unde mi-am găsit prietenii. N-aș vrea ca alții să se găsească în aceeași situație în care mă aflu eu. Fiindcă, evident, sunt sigur că majoritatea dintre voi sunteți ca mine. Căutați o sperietură bună înainte de culcare și pe cineva cu care să vorbiți. Prietenii pe care i-am făcut online erau extremi, obsedați de legende urbane, mistere nerezolvate și găsirea chestiilor adevărate și terifiante care au fost postate online. Presupun că nu eram prea diferit din prima, cel puțin, deoarece mi-au plăcut videoclipurile cu purici și preferatele mele erau cele pe care nu le puteai să le infirmi de tot. Nu m-a alarmat direcția obsesivă a prietenilor mei, până când un tip cu numele de Umblă cu Scop a început să posteze pe forum, s-a implicat și pe Discord și a devenit important în grup. A susținut că a petrecut ani dovedind veridicitatea legendelor urbane. Indiferent de cât de sceptic era grupul, cu toții voiam cu disperare o dovadă. Chiar și dovedirea unuia dintre misterele care ne-au obsedat atât de mult ne-ar fi dat o scuză bună pentru orele irosite discutându-le. Umblă cu Scop era genul de om de care lumea se ferea să recunoască că se cam temeau puțin de el. În timp ce unii împărtășeau meme-uri și teorii diverse, el ne trimitea videoclipuri ciudate din adâncurile internetului, cu brutalități și secvențe care păreau perfect adevărate. Când ne-a transmis instrucțiuni pentru accesarea unuia dintre site-uri pentru un video, știam că trebuia să fie vreo porcărie de pe tip web. Nu mi-a oprit curiozitatea. Mereu eram fascinată de explorarea deep web-ului. Să caut prin colțurile întunecate și misterioase ale internetului după bunul plac. Avea un șarm bolnav și des m-am găsit uitându-mă după postări cu cele mai îngrozitoare lucruri pe care oamenii le-au făcut pe Darknet. Am urmărit instrucțiunile pas cu pas și am dat peste o pagină de web predominant neagră cu o căsuță mică cu un videoclip în centru, cu litere roșii. Deasupra căsuței cu videoclipul erau cuvintele Nașterea unei legende. Mă întrebam dacă Umblă cu Scop a creat-o, într-o încercare varză de a ne speria. Nu le aveam cu tehnica, am putut să accesez site-ul doar cu ajutorul instrucțiunilor, așa că nu știu cât de ușor sau greu ar fi. Am apăsat butonul de redare și primul lucru pe care l-am văzut era o fată frumoasă. Omule, părea terifiată, dar era uluitoare, păr negru, lung și ondulat, ochi de un căprui închis care te captivau. Dar teroarea reflectată în ei mă făcea să mă simt cu totul incomod. Dacă fata se prefăcea, atunci merita un premiu de la Academie înainte să fi rostit ceva. Cameramanul s-a îndepărtat puțin și am putut să văd cum fata era pe o plajă necunoscută și pustie. Fugi, Vito! A răsunat o voce de după cameră, de la un bărbat bagiocoritor și intimidant. Te rog, are rău, a răspuns fata cu o voce tremurândă, în timp ce se uita direct spre cameră. Dacă se uită cineva, te rog să mă ajuți. Purta o rochie albă și ruptă, genul de rochie pe care o fată ar purta-o la o petrecere elegantă, dar părea de parcă a plecat de la petrecere de ceva timp. Rochia era găurită, iar prin ele se vedeau vânătoi care îi acopereau corpul ei frumos aproape în întregime. Inima mi s-a frânt în timp ce încerca să fugă pe nisip, împiedicându-se în timp ce cameramanul râdea și o bagiocorea. Plaja din videoclip era imensă, o imensitate vastă, fără vreun semn că ar fi vreun oraș sau țărm prin preajmă. În timp ce camera se rotea lent,
Puteam să văd cum nisipul se întindea pe kilometri buni. Dacă tipul voia să o rănească, atunci ea nu ar fi avut nicio șansă de scăpare. El îi permitea să alerge din timp doar ca să se amuze de reglatul naibii. Notificările de pe Discord curgeau pe telefonul de pe biroul meu în timp ce ceilalți începeau să acceseze videoclipul. Ce dracul, omule! Ce asta umblă? E pe bune? Heh, frumoasă încercare, dar sigur e făcătură. Am rămas concentrat pe videoclip. Fata încerca să fugă și să se ascundă pe plaja deschisă, având de ales între kilometri de nisip sau barierele groase de stânci cu apă în ele. Nu prea avea ce alege, sincer. Dacă eram în locul ei, probabil m-aș fi lăsat la pământ și mi-aș fi așteptat soarta. Camera s-a întors către cameraman. Fața lui era acoperită complet cu un fes și l-a ridicat suficient încât spectatorii să-i poată vedea zâmbetul lacom. Bine lucrat pentru ofertantul cu ofertă cea mai mare. Asta e pentru tine. A mers către fată, pașii lui avansând cu mult mai repede decât alergatul ei panicat. A mișcat o șurubelniță în fața camerei în timp ce se apropia de ea, iar în cele din urmă, ea a căzut. Urmărind videoclipul din perspectiva cameramanului era o senzație bolnavă. Era de parcă stăteam eu deasupra sărmanei fete cu o armă în mână, de parcă eu am dus-o acolo. M-am strâmbat când și-a băgat șurubelnița cu toată forța în piciorul ei, apoi în braț, apoi în celălalt picior. A lovit aproape fiecare zonă neletală înainte să-și înfigă șurubelnița adânc în ochiul ei, acesta scurgându-și conținutul ca un fel de jeleu, iar vârful metalic a atins probabil creierul fetei. I-a târât corpul și l-a aruncat într-o baltă adâncă și a întors camera spre el încă o dată, masca fiindu-i tot mulată deasupra gurii. Sper că și vouă, animalelor din adâncuri, v-a plăcut asta. E timpul ca niște animale adevărate ale adâncului să se bucure de ea acum. A râs malefic, savurând ceea ce tocmai a făcut. Simțeam cum lacrimile îmi curgeau pe obraj. Părea adevărat. Mă simțeam responsabil că nu am salvat-o, că a murit. Când m-am uitat până la sfârșitul filmului morbid, mă simțeam murdar. Apoi videoclipul a luat o întorsătură. Zâmbetul s-a transformat într-o expresie de șoc, înainte ca acest criminal să dea drumul la cameră. Țipetele au început să domine totul, iar eu puteam auzi cum aplicația mea de Discord a luat o razna, dar nu m-am oprit să le citesc mesajele, nu mă puteam dezlipi de ecran. Țipetele s-au oprit la fel de brusc cum au început. Camera s-a cutremurat în timp ce imaginea se clarifica la loc pe corpul cameramanului, cu tot cu masca pe față, dar acum cu fața în sus, într-o baltă. Mi-aș fi dorit să spun că a suferit la fel de mult ca fata, dar sigur era mort. În mod alarmant, toată fața lui era acoperită cu pui mici de crabi, care rupeau încet masca lui, apoi din piele, iar în cele din urmă, din carne. Mă simțeam rău, m-am abținut să nu vomit și mi-am împins scaunul calculatorului la vreun metru depărtare de ecran. Camera s-a întors din nou spre noul cameraman. Era la fel de frumoasă ca înainte, chiar dacă buclele ei erau ceva mai destrăbălate. Porțiuni din ochiul ei strivit erau mânjite pe arcada ei, iar înăuntru erau mai mulți raci mici. Nu o consumau ca pe criminal, doar îi decorau fața. Avea un zâmbet larg, neobișnuit de mare, a vorbit. Ar fi trebuit să încerci să mă ajuți, dar n-ai făcut nimic altceva decât să te uiți. Ne vedem în curând. După care, ecranul s-a făcut negru. Am încercat să-mi revin. Am văzut echivalentul a mii de videoclipuri înfiorătoare și îngrozitoare, dar niciodată așa ceva. Tot ce am văzut înainte puteam să dezmint puțin, dar ceva despre ceea ce am văzut părea atât de adevărat. Mă întrebam dacă era o transmisiune în direct, dacă mi s-a accesat direct. Părea că da. Mi-am ridicat telefonul și am văzut notificările, să văd ce au zis alții.
era o groază de mesaje, majoritatea exprimând șoc și confuzie în forme pure, destui insistau că totul era pe bune. Singurul care a ieșit în evidență era un mesaj de la Umblă cu scop. Videoclipul ăsta a fost parte dintr-o transmisiune în direct de pe Dark Web, drept rezultat al unei licitații ținute pentru un asasin. Ofertantul cu prețul cel mai bun a ales fata de la petrecere și arma crimei. Se zvonește pe forumurile acelea că fiecare spectator al transmisiunii originale a fost atras de plajă și a dispărut inexplicabil cu puțin timp după vizionare. Nu am apăsat niciodată să văd videoclipul, dar știam că voi fraierilor ați face-o. Dovediți dacă e pe bune, prieteni. Feriți-vă de femeia rac. Mesajul lui i-a făcut pe majoritatea să râdă. N-au putut trece peste ideea femeii rac. Iar sincer, noi toți nu mai eram afectați de prostii din astea. Unii chiar mai mult decât alții. Monștrii și creaturile erau cam o glumă în comunitatea noastră. Un gen secundar demn de luat în râs. Câțiva chiar au lăudat calitatea videoclipului, întrebându-l pe Umblă dacă mai are, dar au trecut ore bune și n-a mai trimis niciun mesaj. Nici eu n-am mai zis altceva. Ceva legat de videoclip a făcut ca interesele noastre să pară mizerabile, chiar sinistre cumva. Nu puteam să scot fata aia frumoasă din capul meu, teroarea completă din ochii ei de la început. Chiar dacă era fals, ochii ăia învorbântui visele. Mă gândeam și la ce a zis Umblă și, sincer, faptul că trăiam lângă mare mă făcea să mă simt anxios. Au trecut câteva zile uitându-mă la filme Disney și explorând zone mai pașnice ale internetului. Mi-am amuțit notificările de pe Discord. Nu voiam să mai discut despre chestii înfiorătoare ceva timp. Așa că m-am încurajat să ies mai mult și să alerg zilnic, încercând să-mi îmbunătățesc fizicul cu speranța că voi face niște prieteni pe bune. Din fericire, a funcționat. Au trecut câteva săptămâni bune de când m-am gândit la fată, la bărbatul în mască și la gloata de raci mici care i-au devorat pe amândoi. Umblă cu scop și mesajul lui țăcănit au fost uitați până acum câteva ore. Am ieșit să alerg ca de obicei. Am fugit de-a lungul stâncilor și nu mai știu când, dar cumva am coborât scările ca să ajung pe plajă. Am ajuns acolo, epuizat. Am făcut ca orice om normal și am încercat să motive situația. Plaja nu era ca cea din videoclip, nu era o vastitate imensă și erau alți oameni prin preajmă, erau scări prin stânga și o pantă în dreapta. M-am convins că această călătorie uitată era doar mintea care îmi juca feste. Videoclipul m-a deranjat atât de mult încât am ajuns pe plajă ca o glumă subconștientă de mentă. Atunci am început să înregistrez toată tevatura asta. Am crezut că dacă procesez ce am văzut, atunci voi trece peste. Inițial, era terapeutic. Să stau în briza mării și să-mi scriu experiența. Chiar calmant, sincer. Dar când mi-am ridicat privirea, mi-am dat seama că ceva nu era în regulă. Nu era nicio scară la stânga sau pantă la dreapta. Stânca a dispărut complet și puteam vedea numai kilometri întregi de nisip și ceilalți oameni au dispărut, cu excepția unuia. Sunt sigur că văd o fată care stă lângă o baltă.